Nu cred că există vreo femeie care să nu se fi gândit la momentul la care va intra la menopauză. Aceasta înseamnă încetarea funcției ovariene, atât de secreția hormonilor sexuali feminini, cât și a funcției ovulatorii. Vârsta de instalare a menopauzei este variabilă. Discutăm despre acest subiect cu doamna Diana Mihai, medic specialist obstetrică ginecologie. Bine ați venit între prieteni! Bună ziua, bine v-am găsit! Haideți să începem așa discuția, să înțelegem practic ce se întâmplă în corpul femeii la menopauză și ce se întâmplă din momentul în care se instalează menopauza. În primul rând, o să apară de obicei o perioadă cam de 2 ani, numită perimenopauză. În acest interval de timp, este normal ca menstruațiile să vină mai neregulat, pot să mai întârzie, pot să vină mai devreme. Bineînțeles, este necesar un consult ginecologic ca să vedem că în rest totul este normal, nu sunt probleme la nivelul colului uterin, că nu există chisturi de ovare, tumori, fibrom uterin, probleme la endometru. Dacă toate aceste lucruri au fost verificate și sunt normale, în această perioadă de 2 ani, pacienta poate să se aștepte la niște menstruații neregulate care să nu o sperie. Acest lucru e important. În plus, pot apărea bufeuri, se poate modifica tensiunea, pot apărea probleme la inimă care să necesite o consultație la medicul specialist cardiolog și, în ultimul rând, vor apărea niște simptome neplăcute în zona intimă, cum ar fi atrofia, o senzație de uscăciune, un prurit, adică o senzație de mâncărime, în zona intimă, modificări ale vieții de cuplu și pot apărea și episoade de pierdere involuntară de urină. Cade și libidoul în perioada aceasta? De obicei, da. Datorită modificărilor fluxului diferit al hormonilor, atât al estrogenului cât și a progesteronului, testosteronului, toate se modifică, astfel încât poate experimenta diverse stări pacienta, în plus poate apărea insomnia, iritabilitatea, anxietatea, niște modificări neurovegetative care o pot afecta viața de zi cu zi, chiar și la serviciu, chiar și viața de cuplu sau de familie și trebuie să știe că se poate adresa medicului pentru a încerca să depășească mai ușor această perioadă dificilă. Iar ca vârstă, acum, la cât se instalează menopauza? Pentru că am auzit cazuri în care se instalează foarte devreme, alte ori, iată, se instalează foarte târziu, dar cam care este vârsta în zilele noastre? De obicei, în jur de 44 până la 54 de ani. Depinde de pacientă. Deci nu ar fi o problemă, nu trebuie pacienta să se panicheze nici dacă intră la 44, nici dacă intră la 54 de ani, la menopauză. Atâta timp cât, din punct de vedere ginecologic, este verificată, după cum am precizat. Dar, într-adevăr, în ultimul timp apare din ce în ce mai devreme menopauza. Eu mă ocup și de infertilitate și atunci este o problemă pentru că, pe de-o parte, pacientele amână obținerea unei sarcini spre vârsta de 40 de ani și, pe de cealaltă parte, vârsta de menopauză este din ce în ce mai devreme. Deci, la 40 de ani, deja ovarele nu mai funcționează chiar cum trebuie la multe persoane și vorbim despre insuficiență ovariană prematură, în momentul în care menopauza apare chiar mai devreme, la 35-38 de ani, și trebuie să ne grăbim cu obținerea unei sarcini, dar și calitatea ovocitelor în acest moment nu mai este la fel. Asta apropo de fertilizarea in vitro pentru a obține o sarcină, pentru că multe femei se gândesc, ok, amân până la 40 de ani, apoi fac FIV și totul și este rezolvat. Și nu e așa, nu? Nu este așa, pentru că noi nu putem modifica calitatea ovocitelor. Aceea nu putem să o aducem înapoi. Putem îmbunătăți, bineînțeles, dar materialul genetic va fi, bineînțeles, de altă calitate față de la o femeie sub 35 de ani. Am înțeles, dar mă gândesc că femeile pot trece mai ușor peste această perioadă din viața lor, pentru că au la dispoziție mai multe metode, nu? Care le ajută și aici trebuie să se adreseze, bineînțeles, medicului specialist. Ce au de partea lor? În România, apropo de substituția hormonală, terapia hormonală, este mai puțin utilizată, pe de o parte, deoarece femeilor le este teamă de efectele hormonale. În alte țări, toate femeile în perioada de perimenopauză, cum apar modificările ciclului menstrual, încep să ia terapii de substituție hormonală, astfel încât să își păstreze cantitatea de hormoni adecvată organismului lor. Se fac niște analize amănunțite,
care evaluează exact nivelurile hormonale ale pacientelor în acel moment, iar apoi li se va prescrie doza adecvată de hormone în funcție de ceea ce lipsește. Adică unora trebuie mai mult testosteron, spre exemplu, unora mai mult estrogen, progesteron, etc. Trebuie să, să vedem exact, personalizăm tratamentul în funcție de pacienta în cauză. În schimb, în România, pe de-o parte, pacientele nu sunt dispuse să facă acest set destul de amplu de analize. Pe de altă parte, nu sunt decontate aceste analize la medicul de familie. Exact, sunt analize hormonale, de obicei nu sunt decontate. Sunt puține centre de endocrinologie unde poți să ți le faci gratuit. Și această explorare a întregului organism include în plus evaluarea sânilor, bineînțeles, evaluarea unor marcări tumorali pentru ovar, pentru colon, pentru endometru, pentru sân. Deci un panel destul de larg de analize, pentru că având în vedere că o să începem un tratament de substituție hormonală care va dura o perioadă lungă de timp. De se întinde pe ani, nu? Exact, bineînțeles. Trebuie să avem o evaluare foarte strictă a organismului în momentul în care noi începem acest drum, să fim siguri, ca și cum plecăm la un drum lung. Mai întâi facem revizia la mașină, verificăm că toate funcționează așa cum trebuie, nu pe parcurs ne dăm seama că ceva scârție, ceva nu merge, da? Și de obicei pacientele când aud că trebuie să fac o evaluare atât de extinsă, renunță. Preferă să, nu mai fac nimic. Și se confruntă cu simptome foarte, foarte severe, aș putea să spun, în special în ceea ce privește atrofia vaginală. Ca și simptome, pacientele simt o senzație de uscăciune, o senzație de mâncărime și pot apărea, după cum am zis, episoade în care pierde urină fără să-și dorească, datorită faptului că mucoasa vaginală este atrofiată, este fibrozată, este dură și modifică structura și calitatea și elasticitatea, astfel încât peretele vezicii urinar care se află deasupra peretelui vaginal este modificat, unghiul dintre vezică și uretră este modificat, iar ele vor experimenta aceste simptome. Important de ce precizez acest lucru, pentru că ele să știe că se pot trata aceste simptome, că se pot adresa medicului. În România de multe ori este gândirea, să vorbești, exact, nu? Este gândirea, nu mă duc acolo că mi-este rușine, sau bineînțeles, am o vârstă, am peste 50 de ani, este normal, așa, sau am o naștere, este normal să se întâmple. Nu este normal lucrurile acestea, având în vedere că speranța de viață a crescut, trebuie și automat, calitatea vieții, perioada în care pacienta se află în menopauză va fi mai lungă, așa că trebuie să-i oferim o calitate a vieții la fel ca înainte de menopauză, pe cât se poate. Și de multe ori se poate. De exemplu, un tratament nou în România, de fapt se face de peste 15 ani în multe alte țări, este tratamentul cu laser. Se face atât interior, intravaginal, cât și în exterior. Depinde de problema pe care o are pacienta. Și practic ce se întâmplă acolo? Ce rezolvă? Ce probleme rezolvă? Laserul produce niște microleziuni termice. Micro pentru că pacienta nu simte o arsură, nu simte o durere, nu simte nimic neplăcut în timpul tratamentului. Pacientelor le este teamă, se gândesc că o să doară, se gândesc laser, vai, este foarte dureros. Nu, deci 100% nu o să vă doară absolut nimic. Va simți pacienta doar ca o ecografie transvaginală. Este același lucru. Toată lumea a făcut o ecografie, va simți același lucru ca la ecografie, nimic deosebit. El începe un proces de regenerare, face parte din medicina regenerativă. Practic, noi dăm niște impulsuri și trezim la viață fibroblaștii, care sunt în perioada de perimenopauză și menopauză, încep să fie dormanți. Și vor secreta fibre noi de colagen, de elastină, astfel încât mucoasa va deveni din nou elastică, da. Trofică, sensibilitatea se va îmbunătăți și partea aceasta de atrofie. Trebuie să știți că pacientele, ele se gândesc că atrofia mă deranjează doar că am o viață de cuplu normală și doar atunci ar trebui să o tratez. Nu, sunt multe femei pe care le deranjează, au o durere în zona intimă în fiecare zi, zi de zi, nu pot să facă sport, nu pot să se plimbe, sunt afectate activități zilnice, atât profesionale cât și personale. Și ceea ce vreau eu să informez
publicul este că există tratamente pentru această problemă și... Nu trebuie să te chinui, nu? Atâta timp, dacă vorba aia, tot ai o metodă la îndemână. Da, în România nu prea multă lume știe despre acest tratament, din acest motiv eu organizez și cursuri pentru medicii interesați, care sunt specialiști pe obstetrică ginecologie și vor să se dezvolte și în domeniul de medicină regenerativă, atât cu laser cât și cu PRP. Și am văzut că sunt foarte încântați atât medicii, pentru că am medici în toată țara care vin, inclusiv acum pe 2-3 aprilie, vor veni din Iași, Constanța, Brașov, Târgu Mureș, Arad, Timișoara, deci de peste tot. Și apoi aștept și feedback-ul. Eu mereu îi întreb, ok, ați făcut la paciente, cum s-au simțit? Și pacientele lor, la fel ca și pacientele mele, au fost foarte încântate. Când vezi o pacientă că vine apoi și spune, știți, mi-a schimbat viața? Deci fix astea sunt cuvintele. Se face pielea de găină. Mai frumos. E o satisfacție pentru voi ca specialiști. Apropo de rezultate, sunt într-adevăr spectaculoase. De câte ședințe este nevoie pentru acest tratament și dacă ține așa tot, a la lung, ține pe câțiva ani efectul? Sigur. Asta e o întrebare foarte bună. Sunt necesare 3 ședințe doar, una la 4-6 săptămâni. Deci cam o ședință pe lună, timp de 3 luni. Rezultatele se vor menține aproximativ un an. Cam peste un an, pacientul ar trebui să mai facă doar o singură ședință. Bineînțeles, depinde, voi face o evaluare foarte atentă a pacientei, dar în medie cam aceasta este terapia. Pentru pacientele care au atrofie vaginală, uscăciună, modificare a sensibilității, durere în viața intimă, de exemplu, 95,8% dintre paciente s-au declarat extrem de mulțumite. Deci scapă de toate aceste lucruri. Da, deci pe partea de atrofie, de uscăciune, de sindrom genito-urinar de menopauză, pentru că așa cum v-am spus, poate include atât atrofia, cât și pierderile involuntare de urină, care sunt cauzate fix această atrofie. Și atunci nu sunt necesare intervenții chirurgicale, pentru că nu vor rezolva problema de bază. Dar pentru paciente cu incontinență urinară, care au alt motiv și care merg la un tratament laser, s-ar putea să nu le ajute 100%. Pentru că, eu din acest motiv am făcut și supra-specializarea de uroginecologie, astfel încât să înțeleg, să știu exact pun un diagnostic. Funcționează, da. Exact. Care dintre aceste paciente pierd urină din acest motiv, care din acest motiv, care ar trebui operate, care merg cu laser, care merg cu, avem și un fotoliu care face 11.000 de exerciții Kegel în jumătate de oră. Iauși. Și practic îmbunătățește tonusul musculaturii pelvine, pentru că o altă problemă menopauză este apariția cistocelului, rectocelului, prolapsului. Practic, pacienta știe că are vezica căzută, așa se exprimă, da. Sau simte ceva la nivelul zonei intime că ar coborâ. Cam da. Astea sunt da, ceea da, ce da. Ne explică pacienta. Pentru că odată cu pierderea suportului estrogenoprogesteronic și ligamentele se vor modifica. Practic, cum se întâmplă când vedem o pacientă mai în vârstă, are tenul diferit, are mâinile diferite, dar are pielea altfel. La fel se întâmplă în toate zonele, nu doar în ceea ce vedem, cum ar veni fața sau mâinile, și în zona intimă, bineînțeles. Și partea bună este că am găsit soluții. Eu am făcut studii în Dubai, în America, în Berlin, în Londra, Scoția, peste tot, pentru că la noi nu erau aceste tratamente. Și când am fost prima dată la un congres de acest tip, am zis că, wow! Cred că s-a părut extraordinar. Da, am zis, wow, că ei câte pot paciente, trăi așa, nu? Nu? Da, câte paciente pe care se prezentau înainte și nu prea aveai ce să le dai. Le dai câteva ovule, câteva creme, dar aceste ovule și creme nu au efectul pe un an, cum am zis, de laser. Pentru că acolo, practic, începem un proces de regenerare din interiorul celulei. Nu se va simți la fel de repede, durează cam 2-3 săptămâni până când pacienta simte o diferență, pentru că începe din interiorul celulei respectiva regenerare, față de cremă, care crema simți acționează în momentul în care local. O pui, exact, da. Acționează local, în momentul în care o aplici, dar apoi efectul ei va trece. Da, așa este. Așa că va fi un tratament care este o investiție pe termen lung, ca să spun așa, decât să folosești un an de zile, creme, etc., faci un tratament. Mai bine dai bănuții aceia și... Da, pentru că este, de adevăr, un pic mai costisitor, dar pe termen lung, dacă e câte produse folosesc acele paciente care au pierderi de urină și trebuie să folosească absorbante în fiecare zi, care, și zic acest lucru ca să, pentru telespectatoarele cărora li se întâmplă acest lucru, să știe că nu sunt singure. Și să conștientizeze. Multă lume
trece prin asta și e ceva normal pentru care te poți adresa medicului. Avem și contraindicații în cazul acesta, în cazul acestei metode? Contraindicațiile sunt foarte reduse. Bineînțeles, în momentul în care există o infecție în zona intimă, nu facem un tratament, deci va trebui pacienta să facă un consult ginecologic înainte. Eu nu fac niciodată tratamentul fără să văd pacienta, să discut cu ea, să iau niște analize. În același timp, un examen Papanicolaou să fie bun în ultimul an, tot mai pentru a exclude o anumită problemă la nivelul colului, care este foarte frecventă la fel în România. Și, bineînțeles, să nu fie gravidă pacienta. Da? Dar cam astea sunt contraindicațiile. Dacă pacienta, de exemplu, are herpes în zona intimă, care nu în momentul acela, bineînțeles, nu faci tratamentul dacă are în momentul acela, doar trebuie să spună medicului ca el să-i dea un tratament înainte de procedură și după, ca să nu se activeze. Pentru că noi, activând zona respectivă, da, automat activăm și herpesul, care știm că este acolo prezent și în anumite momente el începe să se reactiveze. Exact. Da. Exact, da. Îți mulțumesc tare mult pentru prezentarea acestei metode și iată, există viață după menopauză. Exact, asta e ideea. Și viață bună poate să fie după menopauză. Iar pacientele care vor să mai citească despre medicină regenerativă pot intra pe site-ul meu www.drdianamihai.ro, unde am încercat să explic cât mai pe înțelesul pacientelor și cât mai în detaliu toate aceste proceduri, ca să vadă unde se regăsesc, în ce categorie, și de asemenea sunt testimoniale din partea pacientelor. Am făcut acest lucru tocmai să vadă că sunt și alte femei la fel ca ele, care au trecut prin asta, trec prin asta, și putem să împreună să le îmbunătățim viața. Mulțumim tare mult, o să intrăm și noi pe site-ul tău să citim. Mulțumesc și eu pentru invitație.